fiecare zi e o nouă improvizație. Te descurci cu ce ai și cum poți. Eu azi am învățat cum să-mi așez camera, cum să pice mai bine lumina, am învățat cum să-mi lipesc părul de scald cu ceară, pentru că mi-am amintesc ultima oară când am fost la frizerie, am spus să-l lase mai lung, că o să revin cât de curând. O să revin cât de curând, de asta mi-aduce aminte de ultima noastră ieșire la o terasă, când ne făceam planuri să ne autoizolăm împreună. Glumeam cumva, nu ne așteptam să ne trezim probabil astăzi într-o realitate în care stăm acasă, fiecare la casa noastră. Îmi pare rău că nu sunteți cu mine aici la Victoria, chiar mi-ar plăcea foarte mult, dar sunt foarte nerăbdător să ne revedem curând, să primesc musafiri, să stăm împreună, să gătesc, să ascultăm muzică, lucruri care de fapt îmi lipsesc cel mai mult. Interacțiunea cu prietenii, cu familia, asta de fapt îmi lipsește cel mai mult zilele astea. Dar sunt cu toții pe telefon, mă bucur mult când stăm de vorbă pe FaceTime, bem vin și glumim. Am început să reluăm proiecte de suflet pe care le-am abandonat din lipsa timpului. Înainte aveam o viață foarte agitată, lucram sub presiune, nu aveam timp să facem proiectele pe care ne le doream. Și am observat că acum ne gândim tot mai mult la proiecte comune cu alte branduri, cu alte persoane. Cumva oamenii, paradoxul e că oamenii în izolare sunt mai empatici și mai deschiși spre proiecte comune. Ceea ce mi se pare extraordinar, tot timpul mi-au plăcut colaborările, tot timpul mi-a plăcut să lucrăm cu alții. Mi se pare că energia mai multor entități pot crea lucruri extraordinare și asta mă bucură și de-abia aștept să ducem la bun sfârșit aceste proiecte. Mă gândesc cât este de ciudat să stai acasă, să vorbești cu telefonul și să încerci să transmiți ceea ce gândești și simți. Mă gândesc cât de greu le-a fost unor oameni care nu au făcut niciodată asta să se adapteze noilor condiții și cred că din punctul ăsta de vedere cu toții o să ieșim mult mai câștigați după această criză. Mă bucur că am avut în sfârșit timp să ne uităm la serialele pe care ne le doream să le vedem și sunt cumva foarte bucuros că oamenii poate acum au terminat cu serialele, cu filmele și se vor întoarce poate la teatre, la spectacole, la performance-uri. Salut, sunt Bogdan și voi prelua eu de aici restul interviului de la Oradea, din izolare, de la ai mei de acasă, unde trebuie să recunosc că mă simt destul de bine, adică după toată perioada aia de început incert în care ne confruntam cu ceva ce nu ne mai prinsem până atunci, cred că cu toți am ajuns să ne relaxăm puțin și să acceptăm că se întâmplă asta. Mă bucur că sunt aici pentru că am timp să-i ajut pe ai mei, în primul rând, lucruri pe care nu l-aș fi făcut înainte, adică nu văd cum aș fi găsit tot timpul ăsta ca să dedic statului acasă. Și cumva, nu știu, e bine să mă obosesc și fizic din când în când, nu doar psihic, lucru pe care îl făceam înainte non-stop, adică cred că toți cei din industriile creative ajunge la un moment dat la un burnout. Și cred că asta e o pauză impusă pe care altfel nu cred că mi-aș fi luat-o foarte ușor. Ceea ce mă duce direct la următoarea întrebare legată de ce ne apropie acum mai mult ca înainte și eu cred că este fix timpul, adică cu toții cred că avem mai mult timp acum să ne dedicăm nouă, dar probabil și problemelor celorlalți. Am văzut în sensul ăsta mai multe inițiative și la noi, dar și în afară de susținerea brandurilor locale, mici. E un lucru foarte bun pentru că probabil chiar în această perioadă probabil nefastă pentru multe business-uri, lumea ajunge totuși să te cunoască și probabil că lucrurile se vor stabiliza, oamenii aceștia se vor transforma în noi clienți. Din punct de vedere financiar, noi cred că suntem puțin norocoși pentru că business-ul nostru era în cea mai mare parte oricum online. Mai mult de 80-90% din vânzările noastre se întâmplau online, deci eram cumva pregătiți pentru asta. Bineînțeles, ele au scăzut acum, dar nu avem nici foarte mari costuri lunare cu business-ul. Deci cred că mai putem supraviți încă luni bune de acum. Ba mai mult, acum nu ne mai focusăm neapărat pe vânzare și avem timp să ne punem întrebări legate de partea creativă sau care sunt următorii pași pe care vrem să-i facem.
Așa că avem discuții zilnice legate de asta, avem chiar niște proiecte pe care vrem să le implementăm în viitor și cred că asta se întâmplă, adică lumea devine din ce în ce mai atentă la detalii, la care sunt pașii următori, nu-ți permit să faci mișcări greșite acum, deci mă aștept la lucruri bune în continuare. Cum se va schimba viitorul, nu știu, parcă nu-mi vine să vorbesc prea mult despre asta, eu sunt în principal o persoană pesimistă, așa că s-ar putea să nu sune prea bine, dar nu cred, depinde de cât va ține toată această criză, adică lumea cred că abia așteaptă să se întoarcă la lucrurile pe care le făcea înainte, probabil la aceleași obiceiuri, mulți dintre noi, de fapt, nu simt că ceva s-a schimbat în perioada asta din punct de vedere financiar, de exemplu, dacă e să vorbim despre asta. Iar cei afectați acum probabil că în timp își vor recăpăta stabilitatea, deci cred că încet lucrurile se vor întoarce la exact cum erau înainte, adică nu văd să se întâmple ceva spectaculos. Bine, totul ține, cum ziceam, de cât va dura totul, dar eu sper că cât mai puțin.